Analizând problemele copleșitoare cu care se confruntă planeta albastră, dar și civilizația umană, un nume proeminent al geniului uman, renumitul om de știință Stephen Hawking, declara în 2001: Omenirea va dispărea până la sfârșitul acestui mileniu. Sunt șanse mari ca un virus și nu o bombă atomică să nimicească specia umană. Să fie oare adevărat? ne vom stinge în întuneric fără ca cineva sau ceva să ne poată salva? Îmi vine în minte acea noapte de 23 septembrie 1922. În timp ce orașul Smirna, izmirul de astăzi, era cuprins de flăcări, pe țărmul mării, mii de suflete aproape în agonie încercau să sfredelească cu privirea ceața mării era limpede de acum că venise și ultima zi din viața lor. Ce așteaptă acești oameni disperați, prinși între apă și foc? Spre ce privesc? Cum de-au ajuns aici? Povestea dramei lor a început odată cu pacea de la Paris din 1920. Aliații au recompensat Grecia oferindu-i teritorii în vestul Turciei. Smirna, un oraș important locuit de greci, evrei, armeni și turci, a fost repede preluată de administrația greacă, iar trupele grecești și-au făcut intrarea oficială în oraș. Părea să se stabili o nouă ordine a lucrurilor, dar n-a fost să fie așa. Era prea mult pentru orgoliul rănit al fostului Imperiu Otoman. Generalul Atatürk a organizat o ripostă teribilă alungând noi stăpâni din teritoriile ocupate. Evenimentele s-au precipitat repede și pentru cei din Smirna. Folosind toate navele avute la dispoziție, militari și civili greci sau armeni au trecut Marea, căutându-și salvare din fața furiei turcești. Cei mai mulți însă au rămas blocați. Ca din Senin, fără ca cineva să poată explica, Smirna a fost cuprinsă de flăcări. Marea mulțime a refugiaților erau astfel împinși spre mare de focul din spatele lor, mii și mii de suflete priveau neputincioase căutând să salveze viața. Un tânăr american pe nume Asa Jennings, trimis de Statul American pentru a contribui la îmbunătățirea relațiilor dintre grecii, armenii, evrei și turcii care locuiau smirna, se îmbarcă pe un ultim vas. Nu înainte de a promite cu jurământ refugiaților că se va întoarce pentru a-i salva pe toți. Apoi au trecut zile și nopți de așteptare, lacrimi, suferință. Armatele turcești erau tot mai aproape de Smirna, iar timpul de viață rămas era tot mai puțin. Își va ține cuvântul, Jennings? Va reuși să-i salveze la timp? Venise și seara zilei de 23 septembrie. Zângănitul armelor prevestea ultima noapte pentru bieții refugiați. Erau de acum disperați. Bărbați și femei, bătrâni și copii așteptau ca în zori să înroșească nisipul țărmului cu sângele lor. Ce nu știau era că la miezul acelei nopți, Asa Jennings, la bornul navei amiral, rostise ordinul Urmați-mă! pornind în fruntea vaselor puse la dispoziție de guvernul de la Atena. Întreaga flotă de război a Greciei din Marea Egeie se îndrepta acum spre Smirna. De la o distanță destul de mare, în zorii acelei zile, Asa Jennings putea zări ruinele fumegânde ale Smirnei, scheletele din piatră și cărămidă ale frumoaselor clădiri de odinioară. Iar pe țărmul mării, pe o distanță de câteva mile, o fâșie aparent lipsită de viață, lungă și îngustă. Dar el știa că această fâșie era formată din ființe vii, ce au așteptat, au sperat și s-au rugat pentru salvare în toate acele zile lungi cât o veșnicie. Era tot mai aproape de țărm și putea zări cum fiecare față de pe țărm era ațintită spre vase și fiecare mână era întinsă ca să le apuce. Văzduhul răsună de strigătul acelor mii, strigătă de bucurie negrăită ce îți pătrundea până la dâncul inimii. Nu mai era nevoie să li se spună pentru ce se aflau acele vase acolo. Ei care scrutaseră orizontul zile în șir, cu inimile pline de neliniște, cu ochii uscați de dor, știau că aceste vase însemnau ajutor, salvare, viață. Jennings își împlinise promisiunea. Istoria aceasta mișcătoare mi-amintește de cel mai mare jurământ făcut vreodată oamenilor. În Ioan, capitolul 14, găsim scris să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. În seara aceea mare dinaintea Golgotei ne-a fost promisă cu jurământ salvarea, salvarea venită din cer. Apoi, în ziua înălțării Domnului la cer, îngerii au reconfirmat jurământul făcut. Acest sus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Despre salvarea aceasta grăiesc scripturile. De îndată ce dezastrul s-a abătut asupra planetei albastre, după ce păcatul i-a dat foc și armele celui rău au ucis aproape tot ce a fost frumos în ființele create, ne-a fost făgăduit nu doar un miel de jertvă, ci și un rege al regilor care să vină și să ne ducă în împărăția slavei lui Dumnezeu. Profetul Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, a văzut glorioasa salvare și a vorbit despre ea lumii antediluviene. Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi. Pentru neprihănitul Iov, aproape nimicit în atacul necruțător al diavolului, ziua glorioasă a salvării venite din cer a fost ultima baricadă a speranței. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu, spunea el, și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea, și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. E impresionantă dezvăluirea profetului Daniel. În cel mai negru ceas al istoriei acestei planete, în clipa în care civilizația pare a-și da ultima suflare, pentru cei care l-au iubit pe Dumnezeu, l-au ascultat și au spălat hainele în sângele mielului, va veni salvarea din cer. Daniel a văzut ziua aceea și a scris despre ea. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume Oricine va fi găsit scris în carte. Profetul Isaia a văzut ziua aceea și cu inima cuprinsă de o mare bucurie a vorbit despre ea. Iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea lui. Și n-a văzut doar bucuria acelei zile, ci și gloria ei. Întoarcerea regelui aduce vindecarea. Spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată, Dumnezeul vostru va veni, El însuși va veni și vă va mântui. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor, atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie. Și poate că ar fi prea puțin, dacă ziua aceea nu ar aduce și învierea să învieze dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte, treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână. Căci roua ta este o rouă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. În seara aceea, dinaintea Golgotei, ucenicii n-au fost în stare să înțeleagă gloria acestui jurământ. În cei trei ani și jumătate cât le-a fost alături, Domnul le-a vorbit adeseori despre încununarea mântuirii prin salvarea venită din cer, despre fiul omului care se va întoarce cu toți îngerii lui său, le-a vorbit, dar ochii minții le erau încețoșați. Mulțimilor care l-au ascultat le-a fost comunicat acest adevăr. Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din toate cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Până și cei ce i-au rostit sentința de moarte vor fi confruntați cu acest eveniment copleșitor. Iată că el vine pe nori. Și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui Da, Amin. Fără niciun dubiu, acest eveniment al evenimentelor se va întâmpla aevia. Splendoarea revenirii Fiului lui Dumnezeu, gloria acestui eveniment va marca pentru totdeauna nu doar istoria acestei planete, ci și existența întregii creații. E un eveniment real. E global. E șocant. E cutremurător. E de necontestat. Cartea Apocalipsa dezvăluie agitația unei lumi surprinse. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Revenirea Domnului nostru Iisus Hristos va împărți lumea în două tabere. Mai întâi tabăra biruitorilor, despre care Ioan scrie în cartea Apocalipsa. După ce am uitat, și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini și strigau cu glas tare și ziceau, Mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Oricât de imposibil de numărat pare această primă tabără, a doua o copleșește numeric. Deși în sângele curs la cruce e puterea de salvare pentru toți, corăbile salvării venite din cer vor lăsa prea mulți în urma lor. Unii vor fugi la stânci și la munți, căutându-și pieirea acolo, copleșiți de slava celui care vine. Iar alții vor rămâne în urmă nedumeriți, deși și-ar fi dorit salvarea. Mântuitorul grăiește în Matei, capitolul 7. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, N-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Marele eveniment al salvării venite din cer le-a dat putere urmașilor lui Hristos să răzbată prin ruinele existenței afectate de păcat promisiunea întoarcerii Mântuitorului avea menirea de a da curaj și putere fiecare generație până la ultima. În fața bagiocoritorilor și a disprețuitorilor acestei salvări, Apostolul Petru răspundea. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Iar Pavel a făcut din speranța aceasta cuvânt de scriptură pentru generația contemporană și cele ce i-au urmat. Încă puțină, foarte puțină vreme, spunea el, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. E târziu în istoria acestei planete. Și e tot mai întuneric. Și e tot mai greu. În curând ne va fi dat să trăim și ultima noapte a existenței. Imaginați-vă, vă rog, această scenă. O masă imensă de oameni împinși către marginea unei lumi convulsive, ruinate. Oameni prinși între flăcările timpului și realitatea eternității fără putință de scăpare. O masă de oameni care scrutează cerul pentru a observa primul semn al salvării, care încearcă să zărească prima rază a slavei Domnului, care coboară și se apropie tot mai mult de pământ. Fiecare față este ridicată spre cer. Fiecare ochi este plin de lacrimi de bucurie, de o bucurie cu neputință de a fi exprimată în cuvinte. Fiecare glas spune bun venit! Fiecare mână întinsă caută să-l salute. Pare că pământul însuși iese să-și întâmpine Creatorul. Nu mai este nevoie să li se spună de ce vine El. După ce au scrutat orizontul, plin de dor, zile, luni, ani în șir, în timp ce pământul ardea în spatele lor, ei știu că aceasta este salvarea care vine din cer. Dragii mei, Stephen Hawking s-a înșelat. Omenirea va supraviețui. Vor dispărea doar cei care vor fi neglijat sau disprețuit salvarea venită din cer. Vor rămâne pierduți printre ruine, doar cei ce au refuzat pocăința și întoarcerea din toată inima la cel ce ne-a creat și răscumpărat. Ce se va întâmpla cu mine sau cu tine depinde doar de ceea ce vom alege. Mai e puțin timp, foarte puțin, și destinul fiecăruia va fi pecetluit spre neschimbare. Viață veșnică sau pierzare veșnică. Cel ce adeverește aceste lucruri zice: "Da, eu vin curând." Alege salvarea pregătită de cer și zi împreună cu mine. Amin. Vino, Doamne Isuse.